Salutare din nou. Astăzi mă duc la Bamberg, la firma Elfline, la sediul principal. Nu am mai fost acolo din septembrie de anul trecut. Am fost atunci la interviu de angajare. Atunci pe vremea aia eram șofer de autobuz. Și mă săturasem de autobuz, de programul obositor și zic: "Bă, frate, mă întorc la camion, ce să mai." Și am sunat iar la Elfline, am vorbit cu cineva, cu un neamț, m-a chemat la interviu, omul. Zic, hai să merge, ce să, că eu unde stau la Plauen, am vrut 140 de kilometri până la Bamberg. Și zic, hai să mergem, mi-am luat familia, zic, hai să vedem ce mi-oferă Elfline-ul, dar zic, nu cred că mi-oferă ceva ca să mă atragă. Dar hai să mergem, că vizităm și orașul Bamberg. Orașul Bamberg e un oraș superb, foarte frumos, micuț și cochet, e numită Mica Veneție. Am fost de multe ori prin centru, deci superb, ce să mai de vis. M-aș muta și mâine, dar sunt chiriile foarte scumpe, adică ce trebuie mie, un apartament cu 3 camere, undeva pe la 1500 cu tot, cu cheltuieli, cu curent, cu tot. Unde stau eu la mine la Plauen, dau vreo 400 cu totul, okay? Apartamentul meu, nu plătesc chirie. În fine, și m-am dus în septembrie la Elfline, la interviu, că mi-a pus Elfline oferta pe masă și am văzut ce mi oferă. Direct am semnat, numai că dacă vrei să te gândești, nu mai gândesc, frate, nimic, că banii ăștia nu mi dă nimeni aici la mine, în Saxonia, în Fotland, unde stau eu, că eu știu, frate, că stau de ani de zile și știu ce salarii sunt acolo. Și banii ăștia nu-i plătește nimeni acolo, nu mai să pleci pe cabină de luna până vinerea. Iar aici am un program de 10 ore pe zi, zi de zi acasă, weekend liber. Și la bani sunt super tare, super mulțumit, adică ce să mai, nu mai zic de bani, că exact cât am salariu, chiar să supără lumea, știi? Eu sunt mulțumit și asta e important. Asta e cel mai important, adică eu să fiu mulțumit, nu ce zice lumea și comentează lumea pe internet sau vecine sau... N-am treabă cu nimeni, nu mă deranjează foarte mult. Iar astăzi este marți, 30 mai, ieri am fost liber, a fost sărbătoare în Germania și trebuia să plec în cursă la 1:30, ca de obicei. Și m-a sunat de dimineață disponenta, pe la 10 eram încă în pat, că aseară pe la 2 eram la sală. Și mi-a zis că trebuie să mă duc la bază, să las semiremorca mea și după aia să vedem ce fac. În fine, după aia mi-a dat mesaj că trebuie să mă duc la Bamberg, să iau o semiremorca plină cu marfă și să vedem ce facem după aia. Așa că, frații mei, astăzi mă duc la Bamberg. Vă arăt sediul principal al firmei Elfline la Bamberg. Mai am exact 8 km și au ieșirea. Sunt pe 70 acum și exact în 12 minute ajung la firmă. Schweinfurt, Bamberg, a 73, pe Nürnberg, a 73, lasă că e bine, frate. Vremea frumoasă azi, 22 de grade pe aici, prin zona de la Bamberg. Frumoasă toată zona asta, frate. Bavaria, ce vrei? Nu mai suntem în Saxonia. Frumos, frumos pe aici, îmi place mult de tot, da. N-am cum să mă mut, aș pleca de la mine de acolo, din Plauen. De fapt, aș și plecat de vreo 12 ani, dar ce să faci, frate? Pe vremea aia, când mi-am cumpărat eu apartament acum 12-13 ani, erau ieftine prin toată Germania asta. Da, asta e mentalitatea omului sărac. Din toată Germania asta am venit aici, că era mai ieftin, știi? Câteva mii de euro. Puteam să-mi iau un Berlin. Pe vremea aia erau apartamente cu două camere la 20.000 de euro în Berlin. În 2010-2011. În Leipzig, nu mai zic, în Leipzig erau la fel foarte ieftine. Dar cine știa, frate? Am venit aici la mine, la Plauen. Ca săracul, știi? Asta e, că dacă așa gândeam pe vremea aia, când mai ieftin, când mai ieftin, am luat când mai ieftin. Asta e ieșirea mea. Aici în stânga KFC și tot felul de restaurante și magazine. Centru comercial pe românește. Când mai veneam pe la Bamberg, aici veneam și mâncam niște cărnați de aia, frate, de Thuringia, numai de capul meu. Super buni. Super gustoși, de aia micuți așa, știi? Subțirei lungi, wow, wow, wow. Iar de aici nu mai avem mult. 3 km. Uite colegul de la Elfline în față, bine, nu se vede pe cameră. Face stânga el acolo. Se duce în partea asta spre a nouă.
ce am semnat contractul, nu mai știu exact, pe 17-18 octombrie am început aici și a trebuit să viu o zi la training, știi, să fac antrenament, ca așa face toată lumea, indiferent că e șofer de 10 ani, 20 de ani sau începător, trebuie să faci un training, că de-aia sunt niște instructori aici, știi? Să te vadă ce poți, să te mai înveți niște chestii, întotdeauna ai ceva de învățat, că ai fi tu de bun și de șofer, întotdeauna ai ceva de învățat de la unul mai bun, știi? Și am cuplat pe aici o semiremorcă și am fost pe aici undeva în stânga, nu mai știu cum se numește, un sat, am 15-20 de kilometri, am dat o tură cu domnul instructor. Pac, pac, a văzut cum merg, nu mai mersese cu camionul de 3 ani, doar cu autobuzul, autocarul și toate astea. Am parcat una cu spatele, bă frate, zic, mai știu, n-ai cum să uiți treaba asta, știi? Ultima dată conducesem 2 ani de zile camion lung la Elfline, ambele combinații, știi? Ala cu două remorci, tir cu remorcă după sau camion de 18 tone cu semiremorcă de tir după, știi? Dar nu mai mersese cu spatele de 3 ani de zile și că nu mai faci asta zi de zi, ți-ești puțin de mână, știi? Dar n-ai nevoie de mult timp ca să-ți revii. Câteva minute acolo și când am dat cu spatele, gata mă frate, cu tandem. A fost ok. După care am semnat, mi-am luat contractul, frate, și a doua zi, bum, am fost cu un coleg să mi arăte pe acolo pe la test, la treia să mă adun, nu știu, și în altă parte. Și domnule, zic, nu trebuie să mă duc 3 zile cu toată lumea. Zic, îmi dai adresa, fratele meu, și mă descurc eu. E ok. Și așa am făcut. Mi-au dat adresa și după aia următoarele locații pe la Ransdorf, pe la, nu știu mai, Plating, am fost singur. Bine, mare brânză să te duci să găsești o adresă. Avem și noi experiență, avem navigatoare, avem Google Maps. Uite, aici e parcarea în dreapta de la Elfline, aici mai lasă semiremorcile și camioane. O grămadă de camioane stă aici. Eu ar fi numai pe partea cealaltă, dăm așa o tură și ajungem imediat. Numai firme, frate, pe aici în Bamberg ăsta. Cât el de mic, e forță și putere de muncă aici și locuri de muncă la greu, frate. Cât el de mic. Sunt firme de transport câte vrei. La noi în Plauen sunt, nu știu, 3-4. Și dacă te duci la cineva acolo, au nevoie pe 12 tone la livrări sau pe cabină. De luni până vineri să pleci de acasă și îți dau vreo 2400 de euro, știi? 2000 jumate să pleci pe cabină, frate. Cine face treaba asta e dus cu capul, spune fratele tău. Că eu aici am mai mult și sunt zi de zi acasă, știi? Și weekend liber. Program de boss, lejer, două firme toată luna. Mă duc cu ochii închiși, fără stres, fără nimic, știi? Exact cum îmi place mie, frate. Perfect. Perfect, fără tine. Tudor Chirilă. Și acum face frumos dreapta, navigatorul meu e obosit, nu mai vorbește la ora asta, n-are chef că e cald afară. 23 de grade la Bamberg. Facem dreapta din nou și în cap de tot dăm de firma Elfline. Aici pe stânga, dincolo de apă, e un cartier, frate, nou-nouț, numai clădiri mișto am fost, când am fost să mă plimb pe aici, un parc mișto, la fel. Super mișto Bamberg, ce să zic, oraș de vis. Oraș de vis. Dacă vrei poți să te plimbi aici cu vaporul pe apa asta. Nu știu exact cum se numește râul ăsta, chiar nu știu. Știam, dar am uitat. Ce vorbești, bă, frate? Mă uitam aici în clădirile astea nouă. Noi sunt apartamente cu două camere, undeva la 800 de euro pe lună și cu trei camere la 1000 și un pic. Dar nu găsești, nu prea prinzi loc. Cu balcon, cu grădină, cu ce vorbești, bă, frate? Adevărăciune. Și am ajuns la Elfline, aici pe dreapta Elfline-ul. În fața acolo e altă firmă unde scrie Iveco. Și am ajuns la Bamberg. Aici în stânga sunt birourile. Frate, o parcare plină, uite, remorci, semiremorci noi. Mamă, cum arată astea. Aici, în dreapta, e garajul.
dreapta pompa de motorină. Bași cu un cartel la tacograf, ai, știi? Motorină, frumos. Caut aici de la Edeca sau la ce livrează astea cu frig. Salut, nepoate. Ia uite, frate, ce semire mor și noi au mâncați aici. Frumos. Băgăm și noi aici. Fai haltă, nu blocați trecerea, dar și în română, și în franceză, și în chineză, în toate limbele. Gata, am ajuns. Hai să mergem la birou. Trebuie să-mi cuplei și o semiremorca 9573, chiar acolo în față. Frumos așa, elegant. Motorina am destulă, nu mai bag. Pentru 10 litri n-are rost. Și după plecăm la Plauen. Asta a fost și vista la Bamberg. Și cu Bambergul mi-au montat băieții și cauciucuri noi, mi-au reparat și mașina și acum să mergem la Plauen. Am primit și haine noi de muncă, trei tricouri, două bluze, o geacă și o pereche de pantaloni. Tricourile și bluza de culoare portocalie, iar geaca și pantalonii verde, sunt verzi, super mișto. Geaca așa mai de primăvară, subțirică așa de ploaie, e perfectă. De iarnă am, de la Scania. Super tare, frate. De grade, frate, la Bamberg. Mamă, ce frumos e. 25 de grade. Super mișto. Și vremea, și orașul, și tot. Super mișto, frate. În Bambergul ăsta. Uite aici pe stânga parcarea de la Elfline. Pentru că acolo la firmă nu e loc foarte mare. Aici pe stânga, dacă se vede, se vede. Dacă nu se vede, nu se vede. Mamă, câte remorci au, frate, aici, semiremorci, camioane, la greu. Servus.
noaptea am ajuns acasă în Plauen, uite. Plauzauen. Hai să vedeți ce oraș mișto. Am aici unde stau eu, cel mai șmecher oraș din zonă. Deci, de fapt, e cel mai mare din Fotclan, știi? Dar e mișto și e frumos acum, în perioada verii, știi? Cu toată verdeața asta, cu toate pădurile astea care sunt prin prejur. Natură cât vrei, că na, nemții au natură, frate, și pături la greu. Și noi aveam, sau mai avem, nu știu. Frate, cald astăzi, 20 de grade. Super cald. Bine, în camion e bine, că am climă. Aceu, cum zice lumea pe la noi, aceu, eu zic climă, na. Aici pe dreapta, prima și a doua clădire, stau niște români. Romi, români. Astea ambele clădiri le-au cumpărat ei mai de mult. Pe vremea aia, când era vreo 7.000-10.000, toată clădirea cu 10 apartamente. Așa erau acum 10-15 ani. Acum nu mai găsești la banii ăștia nimic, ce să mai găsești. Jumătate din oraș e încă gol, dar nu se mai vinde nimic. Nu știu care e ideea. Și nici nu prea se mai cumpără, că s-au scumpit toate și na. Camera foto pe stânga, aici e belea mare, de cât ori trăiești trebuie să fii atent să nu te prindă galben și pe aia roșu, că îți vine poza acasă și cam scumpă la ăștia. Mai bine fac eu singur că am camere. Camera foto, salut. Nu știu cine a fost. Coleg de-al meu, habar n-am, nu știu. Ce diferență, omule, când vii de la Bamberg și intri în Plauen. Ce diferență de climă mă refer. Da. Într-adevăr. Mai avem 15 minute și trebuie să facem pauză. Apăsăm pe OK. Și OK. Că m-am puțin până la parcare. Amazonul la datorie. Camera foto pe stânga, pe dreapta. Sunt ăștia în Plauen, sunt campion la camere foto. Au instalat, frate, în ultimii ani peste tot, în tot orașul. Au nevoie de bani oamenii. Da, fii atent, tovarășul. Trecut de camera foto și de 70, așa că degeaba e camera acolo. Pentru ăștia care nu știu, știi, care sunt noi pe aici. Dar așa face lumea. Trecut de cameră și dai, frate, dai talpă. Sunt copii să mă vadă pe geam, că trec pe la mine pe la poartă. Și sunt să mă vadă pe geam, că așa e frumos.
Gata, frații mei, vă las că am ajuns acasă, m-am puțin până la parcare. Atât a fost în vlogul de azi, nimic interesant. La bumper n-am putut să filmez așa foarte mult, că nu-mi permit. Am fost și eu pe la birouri, m-am întâlnit cu lumea, am schimbat două vorbe cu băieții pe care îi știu și nu, e frumos și nu-mi permit să filmez pe acolo. Până data viitoare, când voi mai avea chef și lust să mai fac o filmare, vă doresc toate cele bune și sănătate multă, ca aici mai important. Și spor la sală pentru frații mei de fiare care se duc la sală.